Opozantul Alexei Navalny va fi înmormântat vineri pe 1 martie la cimitirul Borisovski, unul dintre cele mai vechi din Moscova, anunță alianții politicianului, după mai multe zile de încercări eșuate de a obține acordul pentru funeralii de la oficiali. Anterior, Comitetul de Investigație a încercat să șantajeze mama opozantului și a cerut ca funeraliile să se desfășoare în secret. Soția opozantului a declarat în Parlamentul European că cei care doresc să-și ia rămas bun de la Navalny ar trebui să fie pregătiți să fie arestați de poliție. We spent a week getting Alexei's body and organizing funeral. Then I choose the cemetery and coffin. The funeral will take place the day after tomorrow. And I'm not sure yet whether it will be peaceful or where the police will arrest those who have come to say goodbye to my husband. Aliatul lui Navalny și directorul Fundației Anticorupție spune că înmormântarea era planificată inițial pentru 29 februarie, când președintele rus Vladimir Putin va ține un discurs în fața Consiliului Federației Ruse. Foarte rapid am înțeles că nu putem găsi cel puțin un om disponibil pentru a săpa mormântul până pe 29 februarie. Kremlinul își dă seama că nimeni nu va avea nevoie de Putin și de mesajul său în ziua despărțirii de Alexei, a precizat Ivan Jdanov pe Twitter. Opozantul rus Alexei Navalny a decedat în data de 16 februarie în închisoarea în care era deținut.